Oh, so I'm told. Better be. Short black dress and aviator. She seems complicated, but that's what she's asking for. Scraps, they want me. She wants leaf on the radio, unreachable in a day. She is a friend of mine. I said, when will you get out of this town? She is a friend of mine. I said, when char is almost up. There's only caribou now, but Becky drowns her worries. She goes out to the club to shake it. She doesn't listen to no one except Leif on the radio, unreachable in a day. Păi nu, îmi permiteți, pe principiu că suntem aici mai aproape, domnul Constantinescu, decât deci, Alex, stați un pic, deci, sau domnul Alex.
Nu mai vorbiți. Prima propunere este făcută de domnul Sorescu Adrian pentru domnul viceprimar. Și pentru domnul Alex. Și pentru domnul Tom. Și Andreea Călinescu propune pe Alex Costaninescu. Și încă unul? Hello! Andreea, încă unul. Domnul Dur. Deci, Alex Constantinescu și Dură Constantin. Bun. Mai sunt și alte propuneri? Atunci votăm. Cine este de acord cu propunerea făcută de domnul Sorescu? 1, 2, 3, 4, 5. Domnul Popescu Eugen l-a simulat? Nu. Păi n-a ridicat mâna. N-a ridicat mâna. Am salutat cu cineva de afară. Bine, bine făcut. Andreea Călinescu. Deci, 5 voturi sunt pentru domnul, la propunerea domnului Sorescu. Mergem mai departe. Supunem la vot cine este pentru propunerea făcută de doamna consilier Andreea Călinescu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 voturi. Așa a vrut Rudi. Așa. Și cine se abține? Cine este împotrivă? Domnul Vice se abține. Nici doamna Panțeu. S-a prăs cortina? Da. Te-a fost cortina? Când nu s-a terminat? Vedeți? Și o abținere de la domnul Vice. Da. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15. Doamna Denisa? Da, eu sunt. Deci, doamna președinte lipsește, plecată din țară și s-au făcut două propuneri pentru cine să semneze hotărârile de consiliu. Doi consilieri. Și a făcut propunere domnul Sorescu, care a fost votat cu 5 voturi pentru, și a doua propunere Andreea Călinescu, care a fost votat cu 9 voturi. Dumneavoastră sunteți de acord cu Andreea Călinescu? Da, da. Cu Andreea Călinescu, dar nu știți cine e, nu? Nu contează, cu Andreea. Adică e vorba despre Alex Constantinescu și domnul Dura. Bun. Și sunteți de acord, da? Da, 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 da. 10 voturi. 10 la Dura și Constantinescu. Nu, sunt 14 prezenți. Nu contează, treceți acolo, că nu, e bine așa. Nu, zi, mă, că doamna, eu am numărat 9 și cu doamna care a venit acum 10. Da. 10 cu propunerea lui Andreea Călinescu. Știam că unul a votat de 2 și cu sigur. Ca eu am votat și cu ea și cu ea. Da, ca să nu supere pe ei. Am votat deci, cu toată lumea. Deci, ședința o să o țin eu, dumneavoastră, decât semnați hotărârile. Deci, domnul Dură și domnul Alex, mâine... Vă invit să semnați hotărârile după ce le redactez. Da. Și eu nu m-am votat ca să nu da. Bun. Procesul verbal la ședinței anterioare încă nu a fost finalizat, pentru că sunt full option cu, și cu alegeri și cu totul. La ședința următoare o să-l votăm. Și acum să trecem la punctele înscrise pe ordinea de zi. Rămâna, să trăiți. Bună ziua. Deci, primul punct, proiect de hotărâre inițiat de primarul Comunei Basco privind aprobarea actului adițional numărul 14 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane 85 din 2022. Comisia numărul 1. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Cine este pentru? 14 voturi. Și punctul numărul 2 și ultimul, proiect de hotărâre inițiat de primarul Comunei Basco privind aprobarea acordului de asociere pentru actualizarea, implementarea și monitorizarea strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Pitești pentru perioada 2021-2027. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Cine este pentru? 14 voturi pentru. Bun. La întrebări și interpelări, dacă aveți ceva să spuneți, dacă nu, ia, zi, domnul Tudor Daniel. Da, scrie-mi deși, mă,
Ce să vă dat? Nu poate să nu bătești. Da, să nu poate să nu bătești. Mai se înscrie cineva? Nu. Da, domnul Tudor, poftiți. Da, la intrare în comun am și eu un banner răsucit de vânt. Și vreau să mă ajute primăria Bascov să-l îndreptăm să nu se vadă urât. E un banner răsucit de vânt peste fire. Și vreau să mă ajute primăria Bascov să-l îndreptăm să nu se mai vedea așa urât. Dar primăria Bascov nu se ocupă de problemele. Să nu știe. Deci primăria Bascov nu se ocupă. Doar să-l îndreptăm. În față la domnul Toma. Vin acum să monteze pentru Paște în centru acolo și unde. Doar să-l rotească. Lângă puțin. Unde este? Lângă domnul Toma, în fața părții aproape. Pe DN, pe Peșești? Da. Este că l-a răsucit domnul Toma. Nu, Doamne ferește, vântul l-a răsucit. Care sunt costurile, domnul Prima? Răsucire. Dacă se face cu... Sunt dispus să plătesc, nu e nicio problemă. Cu efectul invers, deci, vânt e mai ieftin. Dacă sunteți dispus să plătiți, trebuia să faceți cereri. Prima oară fi cu solicitarea, pentru că nu am știut dacă se vedeți poate. Că cele care sunt pe traseul jos pe SR, da, mă rog, n-am spus treaba asta, de la dumneavoastră. Acolo trebuia un adresă, v-am zis, și avizul administratului și sau proprietarului care este cineirul. CNR, dacă te niște tiruri mari și bate vântul și cade, Doamne ferește, bă, nu știu, în sfârșit. Da, l-am sunat pe Octavian. Pe lângă faptul că trebuia de la stâlpia luat și de la ce, trebuia și de la... Da, n-am știut, eu l-am sunat pe Octavian și mi-a spus că de la ce este prima oară. Eu aștept în adresă, domnul Cătilian. Vă scrie în adresă, vă răspunsul care vă l-am dat. Pe nu mi l-ați dat. Păi l-am dat, l-am trimis răspuns. Nu a fost trimis răspunsul. Dar acum e târziu, că ele trebuie date jos peste o săptămână. Da, le dăm jos. Răsucite. Peste o săptămână. Dar nu am permis adresa, să știți. Aveți niciodată. Bun, mai aveți alte întrebări? No. Mai aveți? Da? No. Bine, declarăm în cursă ședința. Și mâine facem să semnați hotărârile. Și domnii cu centru născuiți, domnii cu centru născuiți, le-am imediat și am informații, da?